Găsim, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi discutăm, punem în discuție un subiect important care a apărut acum în spațiu public pășcănean acum câteva luni de zile, și anume posibilitatea ca și în municipiul nostru să fie amenajat un centru de recoltare pentru sânge. Asta deoarece și municipiul nostru, dar în special zona, are nevoie de un astfel de centru, pentru că necesarul de sânge, criza de sânge în spitalele, nu doar din Pașcani, din tot județul, se simte periodic. Și un astfel de centru ar deservi, în mod evident, nu doar municipiul, ci și comunele din împrejurim. Subiectul a ajuns în dezbaterea Consiliului Local în urma unui proiect, unei propuneri inițiate de consilierul PMP Sorin Olariu. Inițial, propunerea a fost respinsă, vă aduceți aminte, cu argumente pro și contra, dar mai ales contra venite în mod ciudat din partea managerului spitalului din Pașcani, spitalului de urgență din Pașcani. Dar iată, subiectul a revenit pe ordinea de zi în ultima ședință a Consiliului Local și a fost aprobată o locație unde ar urma să fie amenajat un astfel de centru. Discutăm așadar despre acest subiect pentru că se fac pași importanți pentru ca acest centru să nu rămână doar pe hârtie, ci chiar să fie pus proiectul în practică. De asemenea, discutăm și despre ultimele frământări de pe scena politică. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă la nivel național, cu discuții, cu frământări sociale, cu sindicate, în legătură cu pachetul de modificări fiscale și salariale propuse de guvern. Așadar, invitații mei de astăzi sunt consilierul local Sorin Olariu, din partea PMP. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și deputatul PMP, Petru Movilă. Bună seara, bine ați venit! Seara, bine v-am găsit! Bun, haideți să discutăm mai întâi despre această inițiativă. Repet, mie mi se pare interesantă și în aceeași măsură necesară, și anume amenajarea unui centru de recoltare a sângelui la Pașcani. S-a discutat în ultima ședință a Consiliului Local și iată, astăzi, când înregistrăm această emisiune, dumneavoastră împreună cu domnul deputat Petru Movilă faceți demersurile necesare pentru implementarea proiectului. Despre ce este vorba și în ce etapă suntem cu proiectul? Da, înainte de a vă răspunde la întrebare, să încep prin a mulțumi tuturor consilierilor locali care au votat proiectul și au înțeles că avem nevoie de așa, în ultimul rând, și domnului primar, că este și dumnealui și a adus aportul la... Și, să le mulțumesc că au înțeles oportunitatea proiectului și... În sfârșit. În sfârșit, da. Ceea ce privește proiectul, vreau să vă spun că după ce am trecut de această etapă de a schimba destinația spațiului respectiv, am fost și am vorbit cu doamna manager a spitalului CF și așteptăm acum ca dumnealor să vină cu o solicitare către primărie pentru spațiu, pentru un spațiu, da? Pentru a amenaja acest punct de recoltare a sângelui, sau centru, vedem așa, și după care urmează să mai facem încă un proiect pentru a da în administrare sau folosință, vedem care este termenul mai corect, către cei de la Spitalul CF Unirea, după care a rămas ca doamna manager împreună cu domnul deputat să meargă în zona asta a vizărilor Ministerului Sănătății, Ministerul Transporturilor să ocupe și eu să rămân cu partea de finanțare pentru renovare și tot ce trebuie pentru utilare și așa mai departe. Am înțeles. Vorbim de un spațiu de 160 peste 160 de metri pătrați care a fost alocat pe acolo unde a funcționat centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani. Au fost, să spun așa, câteva observații venite din partea consilierilor din opoziție, cum că acest spațiu n-ar fi tocmai bun pentru ceea ce doriți dumneavoastră să organizați acolo, deoarece se află la etaj
și nu la parter, nu? Că ar fi mai puțin accesibil, cam ăsta ar fi, a fost argumentul domnului Bodașcă din partea opoziției. Da, dacă telespectatorii au sesizat și chiar și în timpul ședinței de Consiliu Local, i-am atras atenția domnului Bodoașcă, că dacă mă știu, dumnealui a fost cel care caută de fiecare dată nod în papură, ca să-i spun așa, la orice, indiferent ce proiect ar fi. I-am explicat faptul, cum spun, i-am explicat faptul că dacă ar fi mers măcar o dată să doneze sânge, ar fi sesizat că centrul de recoltare, și un centru mult mai mare, da, de transfuzii, recoltare și ce mai au pe acolo de la Iași, cumva pot să zic că poate fi și la etajul 2, pentru că e un demisol, da? Deci putem spune că e și etajul 1 și 2, e cumva între, da? Așa că dacă cei de la Iași nu au găsit nimic, să zic așa, împotrivă, nu știu de ce noi la Pașcani, dar v-am spus, asta a fost o chestie de... un fel de a căuta nod în papăr, doar atât, altceva nu văd. Da, bună seara, din nou mă bucur să vă văd. Sigur că ideea de a se face la Pașcani un centru de recoltare e mai veche. În 2007-2008 am avut discuții. Pe timpul când lucram, susțineam proiectele de la Spitalul Municipal Pașcani, vă amintiți foarte bine, și paliație, și obstetrică, ginecologie, și primirea urgență, și statutul de spital de urgență pe care îl are spitalul, acum alte activități. Și se pune clar problema sângelui și atunci am avut ideea unui centru de recoltare, însă la acel moment foarte mulți oameni spuneau, domnul deputat, dacă tot plecăm de acasă, ori la Pașcani, ori la Iași, unii dintre ei spuneau, dacă ar veni cum venea raza, dacă vă amintiți când eram copii și nu numai, erau acele mașini pentru evaluarea pentru TBC, și oamenii în comunități erau adunați de medicul de familie, primari, și făceau evaluare pentru tuberculoză. Și atunci am lansat un proiect care a prins contur, dar nu funcționează, privind achiziționarea unor centre mobile de recoltare a sângelui. S-au cumpărat 5 asemenea centre mobile în țară, niște automașini mari cu camere de primire a donatorului, cu evaluare, analiză, donare și odihnă post-donare, dar aceste mașini, după ce au fost cumpărate, nu funcționează, pentru că Ministerul Sănătății, după ce au fost achiziționate, și statul român în general, nu s-a aplicat asupra acestei probleme să plătească asigurare, să angajeze șofer și să facă o echipă specializată pentru fiecare centru mobil de recoltare de 3-5 oameni, de parcă nu ar care fi permanent important să fie doar pe acest lucru, pentru că unul ar fi fost să vină centrul mobil de recoltare până la Sirețel sau până la Cristei sau oriunde vorbim în zonă, spre Blăgești, nu știu, spre Todirești, și împreună comunitatea, primar, preot, doctor, să roage oamenii, că toți am o problemă și eu donez sânge, să știți, am donat sânge, și să vină să doneze. Dar nu s-a făcut acest lucru și m-am bucurat că Sorin Olariu a preluat această, de fapt, a avut această idee, pentru că noi n-am discutat lucrul acesta și m-am bucurat. E un proiect necesar pentru Pașcani, pentru oameni, nu pentru Pașcani, pentru că spitalele din Pașcani, fie că vorbim despre Spitalul Municipal sau Spitalul CFR, deservesc oameni din Pașcani și din zona Pașcani. Și de asemenea, sigur, eu apreciez cât se poate de corect votul în Consiliul Local și atitudinea comunității, pentru că partidele la putere sau în opoziție, unii n-au monopol pe ideile bune și opoziția nu trebuie să aibă monopol pe critică. Da? E o idee bună a pașcănenilor, îmi doresc ca domnul primar, executivul primăriei, Sorin Olariu și ceilalți consilieri să pună în practică. Astăzi am avut întâlniri cu cele două instituții, și la Spitalul CFR și la primărie, la Consiliul Local. Trebuie să stabilim clar pașii și responsabilitățile. Domnul consilier Sorin Olariu a spus foarte clar. O parte din responsabilități vor reveni primăriei, o parte din responsabilități vor reveni Spitalului CFR și aici vor fi cele mai multe, în sensul că trebuie realizat proiectul care înseamnă cât personal este nevoie, procedurile să știu pe lege, ce dotare este nevoie de paturi, analizoare, aparate de recoltare și așa mai departe, frigidere.
dar ei vor face acest lucru, după care noi vom face demersul la Ministerul Transporturilor, care este proprietarul spitalului, pentru avizia autorizației și, de asemenea, la Ministerul Sănătății, pentru că el avizează structurile medicale. Când vorbim de structurile medicale, avizează această activitate medicală, dar și personalul care va lucra în centrul de recoltare. Una peste alta, e un lucru care trebuie să muncim toți, pășcănenii. Nu trebuie niciunul să aibă vreo clipă de îndoială că e un lucru bun. Să nu ezite, pentru că fiecare dintre noi am fost nevoiți ori să primim sânge dacă am fost operați, ori să donăm. Și când e cineva la spital care ți-e drag, da, faci orice și rogi pe oricine, chiar cu bani, am văzut oameni care spuneau, hai cu mine să plătesc drumul, orice nevoie, dar ai sânge, grupă compatibilă cu pacientul care are nevoie. Unii realizează acest aspect doar când sunt în momente limită, în momente de criză. Da. Bă, rolul nostru este să-i facem să înțeleagă că lucrurile nu trebuie făcute în urgență, da? Una e să mergi permanent la medic, să te controlezi și el stabilește din timpul diagnostic o cauză și dacă e nevoie, te operează și poți să-ți alegi medicul și alta să te duci în urgență, vine ambulanța când vine și nimerești la un medic care poate că n-ai încredere, dar el e de gardă, el te operează. Bun. Administrația locală, prin urmare, pune la dispoziție spațiul respectiv, spitalul asigură buna funcționare atunci când va fi dată în folosință. Aparatură și personal. Și aparatura și personalul, iar dumneavoastră, înțeleg, vă ocupați ca unitatea medicală să obțină avizele necesare. Domnul Olariu a spus, domnul primar, consiliul local, de fapt, și consiliere și conducerea spitalului, trebuie să mai stabilească anumite lucruri și urmează să discute. Poate prelua Consiliul Local cheltuielile de curent, încălzire și chirie? Mă rog, este o întrebare. Da, sunt întrebări pe care noi astăzi le-am avut în discuție și în timpul cel mai scurt le vom lămuri. Și ca să închidem acest subiect cu permisiunea noastră, Sorin Olariu chiar a dat un argument foarte important. La Iași, Centrul Regional de Recoltare și Transfuzii este proiect distinct pentru așa ceva. Și, practic, recoltarea se face la etajul 2. La etajul 1 este partea administrativă, unde sunt înregistrați potențialii donatori cu documente, declarații, dacă au avut anumite boli, dacă au mai donat și... Bun. Acest proiect implică și o serie de cheltuieli. Cine își le asumă? Păi, cum spuneam, din dialogul dintre instituții, Consiliul Local și Spitalul CFR, se vor stabili aceste lucruri. Dar, de asemenea, tot ideea colegului meu, domnul consilier Sorin Olariu, și sunt convins că oamenii vor îmbrățișa, nu împiedică nimeni că dacă ei vor găsi o soluție legală ca oamenii să doneze, instituțiile, chiar din acel 2% din impozitul pe profit, oamenii care doresc, vor putea dona sume de bani, că va fi în contul unui G al spitalului, nu știu, care pot fi transparent și care să vină, aceea să vină pentru amenajarea corectă și pentru aparatură. Da? Bun. Domnule consilier, cum și când veți derula acest proiect pentru a informa opinia publică, pentru a veni alături de dumneavoastră? Eu estimez că vom începe, cum spun eu, o campanie de informare și în același timp pentru a strânge fonduri, spunem așa, în 2-3 săptămâni, maxim în 2-3 săptămâni. Începând cu 1 decembrie, așa? Da, decembrie. Mai corect ar fi un 1 decembrie. Nu da. Mai bine, intrăm în luna cadourilor și oamenii cred că simt altfel. Da, și cred că este interesant, acel 2% poate fi direcționat pentru un obiectiv important pentru comunitate. Bun, și aveți un orizont de așteptare, de implementare a proiectului? Nu va fi ușor. Pentru că, știți pe mine, când ajungi în zona asta administrativă, la autorizație și așa mai departe, lucrurile se mișcă cum se mișcă. Dar eu sper că într-un an de zile să fie, ar fi o, cum spun eu, ar fi ceva așa, undeva la mijloc. Nici prea mult, nici prea puțin. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, spre sfârșitul anului viitor,
ar putea fi deschis, funcțional, da, funcțional un astfel de cer. Acum gândiți-vă, dumneavoastră, vă dau un exemplu unui proiect la care am muncit și am contribuit, PID-ul la Pașcani. Da? Gândiți-vă că el a fost generat 2009-2010, a fost depus la Ministerul Dezvoltării. Puțin înțeleg. În 2011 au fost probleme de documentație, a mai fost un timp de completare a documentației. Practic, cred că licitația pentru asfaltarea străzilor din Pașcani pe PID, Parc, Centrul Social, ce a mai fost, sistemul de supraveghere, cred că s-a realizat în 2012, în a doua parte a anului. Deci 3-4 ani de zile pentru proiect care avea bani. Deci banii erau. Avea doar documentație, proceduri, dar... Acum suntem în situația unui proiect născut de la zero, fără bani, da? Noi avem la momentul ăsta, dar sunt soluții care pot să vină. Și de aceea, toți care pot să pună umărul, chiar și cei care critică, pot fi pacienți. Da? Și atunci nu întreabă nimeni dacă sunt membru la un partid, la altul, dacă sunt consilieri, deputați. Aveți vreo explicație de ce s-ar împotrivi unii la un astfel de demers, un astfel de proiect, vă întreb, mai ales din zona celor care conduc unități medicale. Iată răspunsul inițial al directorului Spitalului de Urgență din Pașcani a fost tranșant că nu se poate și numai că nu se poate, nu ar fi necesar un astfel de centru la Pașcani. Pot să răspund, Sorin, nu te super. Dar, sigur, m-a surprins răspunsul managerului Costică Pânzaru, care îi doresc sănătate, știu că zilele astea a avut niște probleme medicale, operații. M-a surprins pentru că atunci când am început să creștem ca structură, ca activitate, Spitalul Municipal Pașcani, foarte multă lume spunea că nu se poate, că nu există, că nu este loc. Amintiți-vă câtă luptă s-a dus din 2010-2011 ca Spitalul Municipal să fie, Pașcani să fie spital de urgență, care îl aduce la alt indicator, alte valori de plăți pentru serviciile medicale, alt nivel. Și alte servicii prestate. Alte servicii. M-a surprins, sigur, se are și anumite explicații, dar explicațiile nu ajută oamenii. Pe oamenii ajută soluțiile și rezultatele concrete. Însă, în continuare, fără nicio problemă, și indiferent de răspuns, vom susține fără nicio problemă activitatea Spitalului Municipal Pașcani, pentru că Spitalul CFR și Spitalul Pașcani nu sunt în competiție și chiar au ce face. Am înțeles. Bun. Domnule consilier, de câteva luni de zile, aleșii locali muncesc fără să fie plătiți. Și asta nu din cauza executivului, nu pentru că nu ar fi bani în buget, nu pentru că, iată, vă împiedică cineva, ci tocmai din cauza unor neînțelegeri, chiar în interiorul legislativului local. Este pentru a doua oară când s-a încercat votarea unui proiect de hotărâre care să reglementeze cât anume să încaseze consilierii pe lună, vorbind de acea indemnizație, și câte ședințe ar trebui să aibă loc, la câte ședințe să participe, un număr minim, așa încât acea indemnizație să fie plătită. Aveți o explicație de ce s-a ajuns într-un astfel de punct, o astfel de criză? Care sunt motivele pentru care consilierii nu doresc să aprobe un astfel de proiect? Pentru că, iată, cei care se uită la televizor și vă urmăresc nu înțeleg absolut nimic. Da, după cum știți, poziția mea a fost destul de clară. În Consiliu, știți prea bine, eu am propus 1% ca să nu mai se teamă cineva că, nu știu ce, se ceartă pe o anumită sumă în indemnizație. Dar, eu, sincer vă spun, eu am rămas surprins că nu s-a votat acest proiect, pentru că și data trecută eu am căutat și am mai căutat și după să văd și la alte consilii locale. Și aceasta, cum spun eu, forma aceasta de proiect a mai fost și în alte consilii locale. Adică nu suntem noi cei care am fi creat precedent. Precedentul există, așa că indiferent de legea e interpretabilă, se poate, știți cum e, dai doi juriști, trei păreri, da? Așa e și aici. Deci nu suntem noi cei care creăm precedentul. Precedentul există, așa că nu avem de a ce ne teme, indiferent de De fapt, de legea, așa este, precedentul ca practic. Dar legea spune foarte clar, consilierii locali au dreptul la o indemnizație, un procent din valoarea primarului. Până la 10%. Până la 10%. Cine stabilește valoarea fixă? Consiliul local.
Bun, dar... Pentru că Sorin Olariu a spus, nu, mi-am propus 1%, că nu puteam să propun 0,1%. Și ideea mi s-a părut interesantă. Da, al doilea lucru important, deci Consiliul Local hotărăște. Și al doilea lucru important este legat de faptul că trebuie să aibă un minim o ședință de comisie și una o ședință de plen. Dar indiferent câte ședințe are de aici în sus, el trebuie să primească aceeași sumă. Da? Nu înseamnă că dacă se duce la două ședințe, își dublează indemnizația. Aceste chestiuni n-au fost clarificate, n-au fost stabilite. Asta e obligația lor de consilieri local. Dacă vă uitați, legea spune că este obligat să participe la ședințe de consiliu local, la ședințele de comisii. De aceea există în lege o prevedere că dacă un consilier local nu vine la trei ședințe consecutiv, își pierde mandatul și așa mai departe. Bun, domnule deputat, vă rog să mă spuneți, au fost consilieri, cei din opoziție, de exemplu, care au motivat că prin acest proiect, primarul în situația de față, i-a pus pe consilierii într-o postură de posibilă incompatibilitate. Adică n-ar putea să voteze un astfel de proiect pentru că se presupune că ar vota ceva pentru ei, în favoarea lor. Și vă întreb, deputații nu sunt în aceeași situație? Nu, dar nu, deputații nu au votat... Argumentația lor, și sigur putem vorbi, dar de ce nu se duc la primarii liberali din zona Pașcani care au făcut același lucru? Ce spunea Sorin? Păi n-au nevoie de argumente pozitive. Păi nu, iar să știți că noi facem opoziție, dar facem opoziție cu argumente și cu soluții. Deci e un lucru foarte important. Da? Noi când spunem că ceva e rău, spunem, domnule, uite, noi avem și o părere, avem un punct de vedere, noi așa am face. Se poate face așa. Ați înțeles? Adică nu pot să fiu mereu, ăla e prost, ăla e rău, ăla e hoț, nu știu ce, dar eu nu fac nimic, doar stau și arăt cu degetul. Legiuitorul când a spus că prin hotărâre de Consiliul Local se stabilește indemnizația, i-a dat soluția legală ca omul să nu fie în incompatibilitate. Dar cei care votează finanțări pentru proiecte și soțiile sau soții lor câștigă contractul cu primăria, nu sunt incompatibilitate? O întrebare, n-are nicio legătură cu asta. Însă, întorcându-mă, nu poți fi gică contra, da? Și Sorin Olariu are o atitudine corectă și pentru pășcăneni, da? Domnule, votez proiectele comunității, chiar dacă nu sunt ale mele. Ce are de spus, ați văzut în ședință și spune tot timpul punctul de vedere. De ce în civilizație? Pentru că pășcănenii să înțeleagă ce se întâmplă acolo și care e poziția. Poate nu o agrează, dar măcar omul și-o asumă. E corect și vine și cu alternativă. Da, domnule, eu aș face așa, dacă nu vreți așa. Nu... Există vreun pericol, așa cum s-a discutat, dar fără un răspuns concret, ca lunile care au fost, care au trecut până acum și care, iată, nu au fost pe statul de plată pentru consilierii locali, pentru aceste luni să nu fie achitată, să nu fie plătită indemnizația? Mă întreb pentru că sunt consilier și ați văzut chiar, chiar în Consiliul Local, care vor să încaseze, pentru că trăiesc din acești bani, au venituri și sunt dacă câțiva în situația asta. Dacă Pașcani și nu o spun cu răutate, și sau în general, dacă sunt consilier local care candidează ca să iasă din indemnizația de consilier, e un lucru rău pentru România. Nu, dar sunt în o situație socială... Pot să vă spun ceva. Ei până la acest moment, ei încasează indemnizație, da? Păi nu mai încasează din august, din iulie. Păi nu, frate, este o greșeală. Până acum, până în august, ați încasat o indemnizație, o valoare, 2 milioane, 3 milioane, cât avea, da? Până, ultima plată s-a făcut în iunie, pentru iunie. Și până la adoptarea unei noi hotărâri de Consiliul Local privind valoarea unei noi indemnizații, este valabilă cea veche. Dacă ei vor da în luna noiembrie o hotărâre de Consiliul Local cu altă valoare, ea nu se aplică retroactiv de când și-a mărit salariul primar. Ea s-a modificat legea între timp. Da, dar ea nu vine retroactiv. Ea se aplică din momentul în care se votează. Vedeți câte păreri sunt? Nu, nu, contabile spun într-un fel nu, și așa mai departe. Nu, sigur, dacă contabilii conduc consilierii, e și acest lucru grav. Puteți să informezi. Până la acest moment, da, legea spune clar că aveți o indemnizație consilierii locali și stabilită printr-o hotărâre de consiliu local, din urmă, da? A venit vreo hotărâre de consiliu local să o anuleze pe cealaltă? Nu.
Ați înțeles? Bun. Aici este... Deci nu e, n-ar fi un pericol pentru ca aleșii locali să... Iau valoarea vechea indemnizație, nu reactualizată. Am înțeles. Bun. Scandal avem, iată, și la nivel național. În fiecare seară... Nu discute mai energice, da. Da? Se pune, se tot discută de mult timp chiar despre acest pachet cu proiecte privind legile justiției. Da. Sunt interpretări pro și contra. Eu am exprimat... Care este opinia dumneavoastră? Și PMP-ul, și Băsescu, și Tomac, și Turcescu, și eu, și... Este clar, noi avem de modificat legile justiției ca o necesitate. În primul rând, sunt hotărârile Curții Constituționale care trebuie să incluse. Al doilea lucru, sunt lucruri noi care au apărut, care trebuie reglementate și trebuie să avem patru teme majore pe legile justiției. Unu, trebuie să avem foarte clar modul în care se numesc judecătorii procurori. Ați văzut... Noi am susținut că președintele trebuie să rămână în această ecuație, dar... Inclusiv la revocarea lor? Inclusiv la revocare pe simetrie. Că dacă am o procedură prin care CSM-ul, ministrul justiției, propun președintelui, procedura de revocare a unui procuror sau judecător să fie la fel, da? Tot pe aceeași parcurs, odată. Al doilea lucru important, ne referim la răspunderea magistraților, da? Este important ca legile justiției să stabilească foarte clar ce se întâmplă cu răspunderea profesională a magistraților. Un alt lucru important, vechimea pe care trebuie să o aibă cei care promovează în funcții. Da? Te duci judecător la curtea de apel. Înseamnă că trebuie să ai măcar 5 ani, 7 ani vechime la tribunal, la o instanță inferioară. Nu poți să te duci imediat acolo sus fără... Și inginerii făceau stagiu și doctorii făceau stagiu, chiar azi am discutat la Spitalul CFR despre cât au învățat doctorii care făceau 3 ani stagiu după aceea. La fel și acești tineri absolvenți care pot fi foarte capabili magistrații, dar practica este cea care vine să consolideze o decizie corectă. Și un alt lucru important pe justiție despre care am vorbit, inspecția judiciară. Ați văzut că o discuție foarte clară. Băsescu și cu noi am spus foarte clar că inspecția judiciară trebuie să fie o instituție autonomă, nesubordonată nici CSM-ului, nici Ministrul Justiției, nici Parlamentului, să aibă un mandat de 5-7 ani și să fie un sistem de alegeri fără politică, poate toți magistrații să participe la alegeri, dar să nu aibă subordonare, să fie o instituție independentă și, la fel, foarte clar, să aibă responsabilitate, atribuții și responsabilitate foarte clar. Deci, pe legile justiției, lucrurile sunt foarte clare. Pachetul a ajuns în Parlament. Credeți că va trece până la urmă și când? Pentru nu, că sunt... de trecut va trece. Cred că va trece în cursul, până la sfârșitul anului. Important este cum va trece și aici majoritatea parlamentară și oamenii serioși din PSD pentru că sunt dincolo de o decizie politică care se trebuie să gândească foarte clar la votul care îl dau. Pentru că au fost erori de-a lungul timpului. Ați văzut, și Ponta a recunoscut erori, greșeli, și Băsescu, toți au recunoscut. Au fost anumite greșeli care s-au făcut. Dar am conștientizat că nu s-au făcut lucruri bune și trebuie să... Se discută din nou despre pragul pe abuz în serviciu. Trebuie păstrat un prag și la ce nivel? Punctul de vedere al PMP-ului, pentru că ați văzut ce spune puterea opoziției. Pragul pentru abuzul în serviciu trebuie păstrat atunci când este prejudiciu material sau când o decizie prejudicează dreptul unei persoane. Pentru că, indiferent cât este acel prejudiciu. Indiferent, da, pentru că nu pot să spun pragul de la 2000 de lei în sus sau în jos. Pentru că nu poți cuantifica niciodată toate soluțiile. În general, în Europa, nu există un prag pentru abuz. Da? Comisia de la Veneția, ați văzut, alte legislații naționale, dar dacă un funcționar public, un reprezentant al statului, împiedică unui cetățean să-și exercite drepturile, poate fi inclus la abuz. Nu neapărat material, că nu poți cuantifica material. Sau dacă un funcționar
creează un prejudiciu, ia decizii care prejudicează statul, un om, o instituție, da, o societate comercială, să fie încadrat la abuz în serviciu. Da? Ca principiu. Valorile nu sunt... Deci principiul să fie prag, spuneți dumneavoastră? Nu, sau să, nu fie prag. Doar dacă se constată Curtea Constituțională, instanța lui judecată, că s-a comis un abuz pe drepturile omului și pe prejudiciu material, atunci pentru că acela poate fi și un leu simbolic sau poate fi de milioane de euro. Da? Și nu poți să faci un prag, încă legea nu se negociază la valori în bani. Păi, se pare că aici s-a ajuns, bun, nu? Ați văzut să fie negociate, pus în discuție astfel de chestii. Prezentare publică al colegului meu Florin Iordache, deputat exact. PSD, care spunea că 1900 de lei. Dar de ce nu haideți facem un mediu care sunt valorile prejudiciilor în comun, în județul? Păi dumneavoastră susțineți că în comisia, de exemplu, comisia de la Veneția nu ar fi cerut. Ei susțin că ar fi cerut un prag, indiferent care ar fi nivelul lui. Nu, uitați-vă că n-au cerut. Adică și nu trebuie să nu recunoaștem că Tudorel Toader probabil este unul dintre, dacă nu cel mai bun specialist în România, cu carieră completă de avocat, procuror, judecător, profesor, decan, ministru, membru la Curtea Constituțională. Adică știe foarte clar ce face, cunoaște mecanismul. Absolut, dar le cunoaște din toate pozițiile, încă avantajul lui este că a trecut prin toate zonele acestea de activitate. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. APA Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. Avem forța să atragem fonduri europene pentru investiții în modernizarea sistemului de apă. Pentru a beneficia de serviciile APA Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul APA Vital. APA Vital este parte din viața orașului Pașcani. Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona deal, lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232 720855. Hagi Gold. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor.
farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò questa piccolissima serenata. Con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitații mei de astăzi, domnul deputat PMP Petru Movilă și domnul consilier local Sorin Olariu, tot din partea PMP. Se discută de asemenea despre salarii și sunt proteste programate, anunțate din partea unor sindicate. Asta de când guvernul dorește ca de la începutul anului viitor, așa au fost făcute anunțurile, contribuțiile să fie transferate în totalitate în grija angajatorilor. Cum vedeți dumneavoastră ca politician subiectul pus în discuție în spațiu public și cine are dreptate, cine nu are dreptate? Da, PMP-ul este împotriva acestei practici, mai ales că nu a fost nici în programul de guvernare, nu a fost nici prezentat în campanie electorală ca cetățenii, ca oamenii să știe că vor vota PSD-ul astfel încât să-și plătească singur contribuțiile sociale. Există situații în Europa în care oamenii își plătesc, dar foarte puțin, o mică parte din ceea ce se întâmplă, din aceste de. Deci, din acest punct de vedere, e o mare minciună spusă de PSD și care se aplică pe oameni, pentru că au promis salarii mai mari, dar ați văzut că toate calculele făcute arată că nu vor rămâne cu nimic în mână oameni dacă vor trebui să-și plătească singuri aceste deri. O altă mare minciune este cea referitoare la salariul minim. Da? Dacă în ceea ce privește instituțiile bugetare, decizia este ușor de luat, să spunem, este mai ușor, în mediul privat este foarte greu, pentru că statul nu a dat nicio facilitate pentru mediul privat când le-a spus, dar noi sunteți o instituție privată, plătiți derile la stat, da? Vine un document și spune o lege, o ordonanță de guvern, societatea noastră să plătească salariul minim 1.600 de lei, da? Și dumneavoastră spuneți, e în regulă, plătesc, dar eu ce facilități am dacă eu trebuie să-i dau angajatului altfel? Înțelegeți? Ce facilități aveți dumneavoastră? Adică nu vă poate obliga, practic, intervine statul într-un contract de muncă încheiat între părți, stabilit cu anumite. Nu poate garanta că nu vor scade salariile dacă va fi exact, o astfel de impunere. Sunt lucruri destul de grele și grave care creează probleme și ca imagine, dar creează probleme oamenilor în care au credite la bănci, rate la bănci, ați văzut deja dobânzile cresc, dar creează probleme și instituțiilor, firmelor, da? Pentru că sunt firme, sunt instituții care trebuie să facă bugetul de acum, da? Sunt firme care au proiecte pe fonduri europene, chiar instituții. Au influență foarte mare. Gândiți-vă la celebră taxă pe stâlp, pe un fermier care avea 500 de stâlpi în fermă și trebuia să plătească impozit pe stâlp, dar nu avea prins în bugetul de fonduri europene pe care l-a luat sau creditul de la bancă. Ce făcea? Trebuia să ducă cu banii de acasă. La fel și aici e o situație foarte grea, PSD-ul bâșbuie, în fiecare zi vine mereu cu altă minune, sigur, dacă ne amintim de cei de la ALDE care vreau să impoziteze ouăle de la găină, cum au zis ei, și
altele, ne dăm seama că guvernul Tudose habar n-are ce să facă din punct de vedere economic, din punct de vedere social. A venit legea salarizării care a fost aplicată prost, nu pentru toate categoriile. Uitați-vă, de dimineață am avut discuții cu cei de la sindicatul, de la pneumoftiziologie din Iași, probabil și la toate spitalele, de fapt, aceeași problemă. Cadrele cu studii superioare din spital, dacă mă refer la chimiști, farmaciști, biologi, la personal TESA cu studii superioare, nu sunt prinși în creștere salariale decât undeva în 2022. Lucruri foarte, foarte grave, foarte rău. În ce măsură aceste măsuri pregătite și care vom vedea cum vor fi implementate de la începutul anului viitor de către guvern, vor avea impact asupra mediului de afaceri din Pașcani, vă întreb, pentru că sunteți, în primul rând, om de afaceri. Mă refer aici la măsurile privind impozitarea și salarizarea. Ideea este că, cel puțin eu, ca persoană juridică, și sunt destul de implicat în zona asta, vreau să spun că vom fi cumva bulversați, pentru că va apărea din nou. Schimbă contractele de muncă, du-te la ITM. Pentru cei care știu ce înseamnă să mergi la ITM, la Iași, acolo aglomerație și o nebunie permanentă, pentru că și acolo n-am înțeles de ce cei au fost retrași cei de la ITM Pașcani. Pentru că aveau o filială și era mult, mult mai ușor. Aici n-am înțeles de ce ne-au... Poate veți reuși să... Cer scuze. Știu că aici era o reprezentanță a Agenției de Șomaj, Casa de Pensii și ITM-ului. ITM-ul a plecat. Au fost retrași. Era undeva aici, lângă primărie, la un parter de bloc. Au plecat pentru că, mă rog, activitatea lor aici, punctul de lucru, nu s-ar justifica. Dar efectele sunt în mod direct asupra celor care sunt obligați să meargă la Iași cu documentații, raportare și așa mai departe. Vedeți, noi încercăm să aducem aproape de Pășcăneni anumite lucruri, cum este centrul de recoltare, da? Ca să nu se ducă la ea, să fie aici aproape. O să verific ce s-a întâmplat, chiar o să fac și o interpelare pe această temă, o să vă prezint. Pentru că, din păcate, uitați, un lucru foarte trist. PSD-ul, în ansamblu, decapitalizează orașele de instituții. Vă dau exemplu la Iași, Inspectoratul Regional de Stat în Construcție a plecat la Bacău. Regionala CFR Marfă a fost mutată ca sediu la Galați. Zilele trecute la conducerea regionale Ape Prut Bârlad a fost numit un om de la Neamț, care sigur o fi capabil, dar Iașul e plin de specialiști, avem facultăți, profesori, că noi îi pregătim. Nu s-au dus eșenii la Neamț să pregătesc, pregătească tot respectul pentru ea. Și toți uite lucruri de genul acesta. În cazul noastră, la Pașcani, nu ci 5 funcționari, nu ci 6, dar 2 funcționari cu un sistem informatic bine pus la punct, că despre asta vorbim, da? Aș mai adăuga aici, Pașcani a avut la un moment dat un oficiu prefectural, a fost desfințat. Cum să nu reamintesc, ultimul cred că a fost meu coleg. Prefectul nu prea ajunge pe la Pașcani. Liberal, în ghilimele, e rusul. Da, mă rog, dar instituția în sine sau cred că ar trebui o legătură mult mai strânsă între instituțiile statului. Uitați, la care, într-un timp foarte scurt, vă voi da răspuns. Oficial să-l prezentați pășcănenilor care sunt raționamente, dar sigur o voi solicita pe lângă explicații și revenirea oficiului ITM la Pașcani și oficiului prefectural. Bun, mulțumesc. Prin urmare, efectele asupra mediului de afaceri, dumneavoastră veți păstra salariile, mă refer la salariile nete, sau veți fi afectați și veți umbla la aceste venituri? Personal vom păstra salariile, în sensul că vom, cum spun eu, așa avem o criză de personal. Deci, zona noastră este o criză. Pe asta mizează și guvernul. Vedeți că asta este doar o nișă, dar asta nu înseamnă că în toată economia se va întâmpla la fel. Pentru că sunt zone care au, cum spun eu, au
ca zic așa, excedent. Nu mai există. Sau sunt oameni de afaceri care n-au de unde. Nu, deci asta am auzit-o pe Orguța Vasilescu, ministrul muncii, care a fost într-o campanie la Iași, într-o comună, spunând că oamenii de afaceri au spus că nu vor scădea. Normal, nu există forță de muncă, oamenii care muncesc trebuie bine plătiți și este decizia fiecărui angajator ce face. Că vine doamna Orguța Vasilescu, bugetar, să plătească pe 25 ale lunii taxele pentru oameni de afaceri. Asta înseamnă că ceea ce prognozează guvernul se va realiza, adică ei au o prognoză clară, știu foarte bine că nu vor scădea salarii. Guvernează foarte prost, măsuri fiscale alandala, îngrijorează mediul de afaceri, în paralel cu aceasta nu avem bani pentru investiții și absorpția fondurilor europene este zero. Gândiți-vă că sunt câteva zeci de miliarde de euro pe care România trebuia să înceapă să le absoarbă din 2015. Și afectate sunt și administrațiile locale. Însă înainte de a încheia, să știu, vreau, dacă îmi permite... Nu, nu vreau să închei, mai am două întrebări. Una chiar principală. Ce se mai întâmplă cu acest proiect dacă va avea zona Moldovei autostradă, da? Da, m-am gândit. Da, suntem cu pași importanți pe ceea ce înseamnă autostrada Ungheni-Ștergu Mureș și Pașcaniu va fi zona Pașcani și orașul, vor avea de câștigat, ca toată Moldova de altfel, dacă se va face acest proiect. Deci, proiectul de lege inițiat de mine și semnat de mulți alți colegi parlamentari a trecut la Comisia de Buget Finanțe din Senatul României cu susținerea colegului meu, domnul senator Victorian Lupu, de la PSD, pentru că este membru în comisie, vorbesc despre Ieșeni, a primit raport favorabil la Comisia de Transportul din Senat, unde secretar este senatorul Vasile Toma, tot Ieșean, eu vorbesc de Ieșeni și le mulțumesc pe această cale, de la PSD, dar nu contează, pentru că este proiectul nostru a tuturor, așteptăm votul în plenul Senatului, după care la Camera Deputaților urmează tot un traseu de comisie. Eu, din ceea ce simt, cred că va trece. Va fi interesant că va trece. De asemenea, să vă spun că și colegii noștri de la UDMR, Voș Levente și alții au votat și susțin proiectul. UDMR o susține proiectul pentru că, în afară de Moldova, gândiți-vă că noi scoatem și România, în Ardeal, să nu creadă cineva că doar UDMR-ul. Noi scoatem la lumină și Harghita, Covasna și Mureșul exact. Și toată Moldova și Estul Ardealului vor avea de câștigat. Deci am mari speranță și le mulțumesc anticipat colegilor și lui Vasile Axinte și celorlalți care trebuie să susțină acest proiect. Nu sunt doar vorbe, pentru că până acum au fost doar intenții și vorbe frumoase. Adică știți, proiectul ăsta a fost folosit în fiecare campanie electorală. Ce pot să vă spun, doar foarte responsabil, ca parlamentar, nu am avut niciodată posibilitatea decât să fac întrebări, interpelări, amendamente, să-mi dau cu părerea. Acest proiect de lege este primul act normativ al României care vine în Parlamentul României și parlamentarii se pot exprima pe el. Pentru că lumea ne pupă sau ne înjură pe noi, pentru că noi, buni, răi, cum suntem, stăm de vorbă cu oamenii. Nu vine nici ministrul transporturilor, nici directorul din Ministerul Transporturilor să dea explicații de ce drumurile sunt proaste. Oamenii vin la noi. Și atunci am hotărât să luăm această problemă, să ne o asumăm, cum spuneam, proiect de lege semnat de peste 70 de parlamentari de la toate partidele, din toate regiunile țării și colegul meu, Doru Coliu, care e deputat de Spania și Constantin Codreanu, deputat de Moldova și alții, au Marius Pașcan de la Târgu Mureș, noi toți am hotărât că trebuie să ne asumăm acest lucru. Am înțeles. Ultima întrebare și pentru domnul consilier și pentru dumneavoastră. Unde se află PMP-ul în relația cu opoziția și cu puterea? Vă întreb asta pentru că în acest război politic și la nivel central, dar iată mai nou la nivel local, sunt tot felul de interpretări. Ba că PMP-ul ar fi trădat nu știu ce alianțe sau chiar interesul cetățenilor. Și poziția domnului consilier este pusă în discuție în ultima perioadă pentru că, iată, votează o serie de proiecte în loc să voteze împotriva lor. Da, dumneavoastră, cu siguranță ați urmărit toate evenimentele pe care
care au fost în desfășurare la Pașcani, vreau să vă aduc aminte și peneliștilor până la urmă, că despre este vorba. Ținut cont că noi am avut o alianță, eu aș fi văzut-o în felul următor. În momentul când cei la PNL au proiect, eu am votat de fiecare dată. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, pot să spun că și atunci am făcut compromisuri, că au fost cazuri în care cei de la PSD au avut, cum spun eu, critici pertinente, deci nu că au vorbit nu doar ca să contrazică. E, vedeți, ținând cont de această alianță, când s-a întors, ca zic, să mă întoarcă favoarea, n-a mai fost așa. Dacă ați fi sesizat la proiectul cu centrul de transpoziție, unul sau doi consilieri n-au votat și și-a mai avut unul. Deci, nu au susținut, da? Și atunci stau și mă gândesc când domnilor sunt corecți, doar când au declarații, dar când trebuie să voteze, nu. În ceea ce privește modul lor de exprimare în spațiu public din ultima vreme, sincer, eu l-aș cataloga ca fiind o chestie de imaturitate, din toate punctele de vedere, și politic, și adică, mai pe scurt, mai au de crescut. Vă rog. Da, din păcate noi putem ajuta să crească, noi ajuta să crească PMP-ul. Partidul Mișcare Populară este un partid membru al Partidului Popular European, la fel ca și PNL-ul. Da, nu avem nicio diferență. O doilea lucru important, colegul meu, Sorin Olariu, când a candidat, a luat voturi la Pășteni, nu la peneliști. Și el a venit cu agenda, cu proiecte care sunt acolo. Și răspunde în față sau are responsabilitatea la corupție? Al treilea lucru important, Sorin Olariu, sigur, nu a avut experiență politică, învață. Și el vine, cum spuneam, la construcție cu proiecte, face critici, face observații, aduce soluții în Consiliul Local. Nu este o îngică contra veșnic, cum unii speră să ia voturi. Un alt lucru important, PMP-ul nu este la remorca nimănui. Da? Ca să le amintesc și eu, dar trebuie să-și bage mințile în cap să vadă că, și să uite la activitatea noastră. În 2016 noi am avut toată disponibilitatea să facem o alianță de candidatură la Consiliul Local Pașcani, lucru care l-am spus și public. Ei n-au vrut, n-au fost în stare să ia decizie și ca să închidem subiectul, suntem un partid liber, independent, facem alianțe cum considerăm de cuvințe. La nivel național, situația clară este în opoziție, iar la nivel local, Sorin Olariu și colegii de la PMP Pașcani, consultarea noastră, stabilește proiectele necesare pentru Pașcani. Nu are alianță nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, pentru că a spus Sorin absolut despre imaturitate. Păi atunci când a votat împreună cu PNL-ul proiecte bune, împreună cu toți ceilalți, de ce nu l-au certat atunci? Da? Este un om cu conștiința lui și cu responsabilitatea în fața pășcănenilor. Deci nu are obligații nici față de PSD, nici față de PNL. Bun, mulțumesc pentru participare, dumneavoastră, și pentru atenția. Noi o seară bună. O seară bună. O seară frumoasă, colegi.